atmosfera este foarte faină. Fii de drag la birou, pentru că știi că fiecare zi e altfel. Ne înțelegem super bine. Dimineața mergem împreună, ieșim în curte, bem o cafea. Ședințele le facem în curte, că e mai plăcut, și facem ședințele destul de scurte. Facem stand-up-uri, stăm cu toții în picioare și vorbim un timp destul de scurt și atunci în curte e foarte plăcut. Suntem liberi să ne alegem singuri metodologia de lucru. Nu cred că suntem atât de corporatriști încât să avem departamente. Toată lumea lucrează cu toată lumea mai devreme sau mai târziu. Echipele sunt mixte, proiectele vin și se duc, oamenii rămân. Pot să spun că sunt foarte bucuroasă că fac parte din echipa asta. Atmosfera e foarte faină, mediul de lucru, casa, grădina, acvariu, vorbim și despre alte lucruri, se țin o grămadă de prezentări. În firmă veți găsi toate ariile acoperite, atât pe partea de business, arhitectură, soluții, dezvoltare. Și mai ales dacă aveți nevoie de traininguri pe profil, tot noi le acordăm. Noi ieșim foarte des împreună. Adică ieșim undeva la 30-40 de persoane, ori în centru vechi, ori facem ieșiri în natură. Se întâmplă de multe ori să ieșim la o plimbare cu bicicleta. Să mergem la teatru împreună. Mai ieșim la o pizza, mai bem o bere, jucăm un fotbal. Micile plăceri ale vieții. De ce să lucrezi la eSolutions? În primul rând pentru că echipa este formată din profesioniști. Ai întotdeauna suport în orice problemă ai avea. Oamenii sunt dorniți să te ajute și să te învețe. Apoi pentru că ne distrăm, adică noi ne distrăm chiar foarte bine. Eu pot să spun că m-am distrat la eSolutions mai mult decât mă distrez cu prietenii mei în timpul liber. Oricine vine la eSolutions o să găsească un mediu intim, nu este un mediu corporatist, o să găsească prieteni, în primul rând, o să găsească libertatea unei case și a unei curți, se pot bucura în fiecare zi de jocuri. Joc și fuzbol, joc și ping-pong, dar în ultima perioadă jucăm mai des Mortal Kombat. Este fix în biroul nostru și cum avem un sfert de oră liber, facem un joc. După ce ne terminăm treaba, în general, ca să ne relaxăm, joc ping-pong cu gașca. Cel mai bun la ping-pong? Cel mai bun la ping-pong este Dănuț. La început toată lumea mă bătea, recunosc, dar mi-am pus ambiția și acum pot să zic că sunt în primii trei. Cel mai bun la ping-pong este Alex. Cel mai tare la ping-pong, nu vreau să mă laud, dar e o dispută între mine și un alt coleg, Călin. Din câte am auzit, Andrei. Viorel Angel, știu că este cel mai pregătit, dar foarte rar ajunge să ne arate ce știe. Au fost campionate multe dispute. Eu ce știu e că atunci când joc îi bat. De ziua unea dintre colegi se dă de obicei un mail dimineața, te anunță toată lumea că e cu mâncare, cu mici, cu bere, cu pizza, cu fiecare cum se pregătește. Ne adunăm cu toții și le sărbătorim. Acum că e vremea frumoasă, probabil în curte. Team building-urile în general sunt departe de muncă, fie la munte, fie într-o zonă mai specială cu multe locuri de distracție. Team building-ul la care mi-a plăcut cel mai mult a fost probabil cel de anul trecut. A fost genial, am fost undeva pe un vârf de munte, am tras cu arcul. A fost prima dată când am tras cu arcul și mi-a plăcut foarte mult. Am avut și chitară și proțap. Atât managementul companiei, cât și colegii îți oferă suport în orice ai nevoie, în orice fel de problemă ai nevoie. Și o deschidere foarte mare să dai tot ce e mai bun din tine și să ajungi la un nivel cât mai avansat. Suntem ca o familie până la urmă. Sunt foarte, foarte puține companii de soft din România care pot spune că au reușit să mențină o astfel de atmosferă în interiorul unei firme. Aici am libertate în decizie și îmi pot pune toată pasiunea și ideile în practică. Le putem baza unul pe altul și asta e, să zic așa, la sfârșit de zi, cel mai mare plus.